super dimineața. Super, super dimineața. Super dimineața. Și bună dimineața, dragii mei, ne-am întors aici la Super Dimineața, în platourile 1 TV. Deja prima vâlvă pe 2021, trebuie să fie memorabilă, nu? A fost prea scurtă, promit până la sfârșitul emisiunii să mai dau așa din ele. Sunt nevorbită, dragii mei, după atâta vacanță. Și mi-e așa de dor de voi, știu că la mulți dintre voi v-am lipsit, pentru că mi-ați scris, mi-ați transmis chiar din vorbă în vorbă și vă mulțumesc pentru că în această perioadă ați fost alături de mine și mi-ați trimis așa mesaje care m-au ajutat, să spunem așa, în această vacanță să mă hotărăsc și să fac un proiect nou, Super Dimineața. Nu e adevărat, nu e un proiect nou, continuăm proiectul de anul trecut, din 2020. Ne-am despărțit în pandemie și ne întoarcem în pandemie și nu am scăpat de acest virus inutil, o să-l mai pomenim, se pare, o perioadă de acum încolo. Nu puteam să încep anul altfel decât cu echipa. Echipa. Rosi, bună dimineața și mulțumim că ești alături de noi. Mi-a zis la revedere, deci se duce să doarmă, deși se trezește în fiecare dimineață alături de noi. Și bineînțeles, Nicol Ebner, bună dimineața! Bună dimineața, soare! Bună dimineața tuturor celor care sunt alături de noi. Chiar dacă n-am făcut, ai făcut tam-tam? Ai anunțat că începem? Nu, n-am făcut tam-tam pentru că Rosi a uitat să-mi trimit acea poză pentru promovare. I-am cerut-o ieri și era deja la o răștie. I-a ajutat pe colegii de la Radio Color, pe care îi salutăm în această dimineață. Și alături de mine și de Nicol în această dimineață, ia ghiciți, Ama, colegul nostru de pe știri. Bună dimineața! Bună dimineața, la mulți ani telespectatorilor, un an 2021, lasă-mă ca să zic și eu ceva, că după aia nu mai am timp să vorbesc. Am uitat să zic la mulți ani! Deci la mulți ani telespectatorilor și un an 2021 mai bun ca anul trecut, adică 2021 să fie un an, că 2020 n-a fost. Doamne ajută-ne! Cum? Stai că nu înțeleg. Deci să fie un an... Deci să fie un an, 2021, că 2020 n-a fost. Nici la vârstă și la următoarea pandemie. Nici n-a fost 2020. N-a fost, că a fost cum a fost. Tot zicem că 2020 nu-l punem nici la vârstă, nici la... Mă, dar îl punem 2019. Lămuriți-mă că eu am mintea odihnită acum de prestat acasă, știi? Am înțeles acum, am, da. Considerat... Deci ați considerat că 2020 nu l-am trăit așa cum ar fi trebuit să-l trăim. Nu este, nu l-am trecut, noi am anunțat că nu-l trecem nici la vârstă și am anunțat în 2020 că eu la următoarea pandemie nu mai particip. Adică nou ăsta virus de import Anglia, eu nu-l accept. Noi facem ca americanii, știi că americanii evită 13, adică e cu ghinion. Da, caragiale, 12 bis, că sunt fatalist. Și... Da. Și americanii, știi, la zgârie norilor, au de la 12 etajul 14. Nu? Ei au păsărica lor, noi avem stolul nostru cu un an, în 2020, șters. Din păcate... șters pe undeva și din educația copiilor noștri, adică educația, vorbesc de școală, de învățământ, că acum stând mai mult cu ei acasă, părinții au reușit să recupereze lacunele acumulate în anii anteriori. E o problemă cu învățământul, sper să se rezolve. Iată, pandemia asta ne-a dat peste cap, ne-a bulversat. Și vorba ta, sper ca și 2021 să fie un an plin, un an adevărat și nu un an pierdut, măcar pentru copiii noștri. Și cum spuneam mai edițiile trecute, din fericire, mă rog, eu am o vorbă că e loc și de mai rău și s-a confirmat. Tot timpul e loc și de mai rău. De mai bine ne descurcăm noi la fața locului, pe plan local.
2020 am zis-o și mă repet, și sunt un pic cinic, bine că ne-a lovit pandemia în an electoral. Că dacă ne lovea în alt an, era și mai grav. Era și mai rău, ha? Așa, să știi, în România, în an electoral, oricum nu se face nimic. Și am avut 2 ani electoral la rând, asta e, au trecut. Anul pregătitor? Păi nu, în 2019. Nu, da. În 2019 au fost 2 alegeri, în 2020 2 alegeri, ce mai, 2 ani pierduți. Da. Nu doar... Măcar clasa politică are motiv să dea vina pe cineva, pe ceva. Anul ăsta, că dacă nu o să facă nimic, și probabil nu vor face nimic. Păi, după cum a început anul, da, efectele pandemiei. Virusul, COVID-ul, da, uite cum vine, vezi? Pentru unii rău, pentru alții bine, pentru unii mumă, pentru alții ciumă, știi vorba românească. Deci sunt ce parlamentarii se jură acela de 4 ani cu un an sabatic, să zicem așa, de pauză. Da. Na, sunt obosiți. Da, un an sabatic și pe bani de bani. Da. Și pe bani de bani. Să vedem oare pe ei lovește criza economică. Mă îndoiesc. Nu cred că au cunosc acest termen, au proprietatea termenului de criză. Eu sunt așa de curioasă să văd bugetul, să văd cu cât au cerut mărirea bugetului la Camera Deputaților acum, și la Senat. Acum, glumim, în 4 februarie va fi adoptat bugetul. Acum trecem și la lucruri serioase. În urmă a fost o chestie ok, unii ziceau că trebuia să fie bugetul înainte, alții ziceau că nu după. Până la urmă, logic, nouul Parlament ar trebui să voteze bugetul care... este acum. Sigur. Oricum, s-au întâmplat ani și când era, deci, în mijlocul perioadei electorale sau la mijlocul mandatului s-a adoptat bugetul prin aprilie, mai, așa că niciun fel de problemă dacă apare bugetul numai 4 februarie. Deci e bine. Ai, da, ești convins că eu va rămâne bătut în cuie în 4 februarie? Eu mă doresc, eu sunt curioasă să văd câte zeci de mii tip, de amendamente. A spus un tip extrem de serios, Iuliu Winkler, care știe ce spune. Știu că știe. Și a zis că se discută deja, au început negocierile, se fac în... Se discută în comisii, până la urmă, că și bugetul ăla se discută în comisii, că a trecut vreme când era un singur personaj care știa să facă bugetul. Acum nu știu dacă cei de acum sunt mai buni ca cei care au fost înainte și să sperăm că pe 4 februarie vom avea un buget. Buget destul de auster, după câte se pare. Da, vom vedea. Mi se pare normal. Dragii mei, după cum vedeți, i-am lăsat pe cei doi invitați ai mei să povestească. Între timp eu m-am ocupat de share-uit, pentru că vreau să vă reamintesc că emisiunea poate fi văzută pe pagina de Facebook a postului 1 TV, în direct, dar și în reluare. În reluare ea poate fi văzută și pe canalul de YouTube al postului 1 TV. Bineînțeles, pe pagina mea de Facebook, pagina mea de Facebook, Pop Maria Ioana. Totuși mi-am adus aminte cum se cheamă. Și pagina de Facebook a emisiunii Super Dimineața. Promit să vă țin la curent și să nu mai fac așa cum am făcut la sfârșitul anului 2020. Ei spuneau că mi-am calat o pauză de la viață. Așa e, eu am luat o pauză de la social media pe această perioadă. A fost așa o pauză bine meritată și nu vreau să trec mai departe și o să am întrebări pentru invitații mei. Au trecut ei așa și au ajuns direct la buget, dar nu o să trecem așa ușor mai departe. Sunt foarte multe subiecte pe care vreau să le povestesc cu ei în această dimineață. Dar vreau să nu trec mai departe până nu anunț, așa cum am spus, mulțumesc tuturor celor care mi-au urat la mulți ani pentru ziua de Sfântul Ion. Am spus, mă țin de cuvânt, vă mulțumesc, dragii mei, că ați fost alături de mine. Îl salut pe Nicolae Ciulei, este alături de noi, îi mulțumim. Bună dimineața, Florina, ești alături de noi. Doamna Jeni și Dorin, ți-am promis că te salut în direct. Și mai sunteți foarte mulți și până la sfârșitul emisiunii probabil că să ne tot auzim pronunțând nume a celor de acasă care ne urmăresc cu drag și ne-au așteptat cu mult drag să ne reîntoarcem aici în studioul Super Dimineața. Acum, au spus ei că 2020 n-a fost. Ba, a fost. Și pentru mine, așa cum am spus și la plecarea în vacanță, a fost unul dintre cei mai frumoși ani. Eu am câștigat ce n-am câștigat poate până în 2020. Asta rămâne pentru mine. A 2020 a fost cel, nu pot să spun, Rosi, e secret. Am spus-o la sfârșitul emisiunii în 2020, dacă ți-aduce aminte. Rămâne valabil.
Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și îi mulțumesc în mod special lui Nicol. Pe perioada sărbătorilor de iarnă, deși a avut câteva probleme de sănătate, a fost alături de mine și, dragii mei, mulțumesc încă o dată că a reușit să-mi susțină moralul și să mi-l țină foarte sus. N-a avut COVID, stați liniștiți! A fost o problemă de sănătate. A fost o criză de fiere, hai să spunem, sunt înregistrată la urgență. Ai fost la urgență? Verifica. Da, în prima zi de Crăciun, da, în 25, am ajuns. Bine, la mine așa se manifestă, de două ori pe an și nu știu cum se face, întotdeauna înainte de sărbători, vedeți, nimic nu este întâmplător. Deci nu fac abuzuri, nu mănânc, nu beau, nu, știi? Dar tot timpul înainte de sărbători, înainte de Paști, înainte de Crăciun și de Revelion, criză de fiere. Că Rosi vrea să ne transmită ceva. Zic ce, de Rosi. La revedere. N-am apucat să-l aud, zis că la revedere. Bine. N-am apucat să... Rosi, la revedere e pentru mine sau pentru cine? Nu, pentru mine. N-am fost atentă la ce a zis el în cască. Așa. Dar și... eram atentă la ce zicea Nicol. Da, și am fost la urgență și... Aia e cauza, că nu mănânci și nu bei. Da. O perfuzie acolo m-a pus pe picioare, nu mâncasem de vreo 3 zile nimic, ajunsesem cu tensiune 18, nasol de tot, am crezut că niciodată nu mi s-a întâmplat așa. Și îi mulțumesc, le mulțumesc asistentelor și medicului de la urgență, doamna Lazar, doamna doctor Lazar, extraordinar, niște oameni extraordinari. Eram hotărâtă să fac operație, să mă operez. Noroc că nu a avut tomograf și ecograf. Nu mergea nimic. Nu mergea nimic. Și dacă nu mergea nimic, și dacă nu mergea nimic, am lăsat o baltă. Am zis, măi, e un semn, universul lucrează acolo, înseamnă că nu trebuie să mă operez. Du-te, Nicola, acasă și vezi de treabă. No. Adevărul e că după ce m-am dus acasă și după ce m-au pus pe picioare la urgență, tot pe picioarele mele m-am dus să scot și rețeta și după ce am ajuns acasă și am mâncat ce-mi preparasem înainte, orez fiert cu... Dar nu mai puteam de foame, măi, înțelegeți, 3 kg am slăbit în 3-4 zile, scurt. Stomacul meu, vorba doamnei doctor, zice, draga mea, e stomacul plin de acid gastric. Zice, n-ai nimic în stomac. Mi-au făcut analize, mi-au zis, ok. Am scăpat deci, repede, după vreo 3 ore. Îi mulțumesc, nu, Nicol, cu toate aceste probleme de sănătate. Nicol a fost alături de mine și mi-a susținut moralul pe perioada aceasta de vacanță. Eu chiar am fost în vacanță, o arestare, o autoarestare la domiciliu. Vedeți, dacă nu are emisiuni și dacă nu vorbește, pică în depresie, știi? Da, să nu exagerez, n-am fost chiar în depresie, dar pe aproape. Mă, dar știu persoane, știu că de acolo și vorba, e nevorbit săracul de aia. E nevorbită. Nu? Înainte să ne apucăm cu Nicol de Astre, îl salutăm pe meșter Flavius. Uite, e alături de noi, îl vedem aici online. Nu-l iertăm pe Ama și îl luăm așa. La sfârșitul anului trecut e clar că Ama a fost cu ochii pe tot ce s-a întâmplat de la plecarea noastră în vacanță. Începem cu politica. Există că și ajungem și la sport, că vreau să ajungem și la Auto Bergamo, la prietenii noștri. În primul rând, când noi am plecat în concediu, nu aveam guvern. Între timp avem guvern. Avem guvern, așa e? Da, și ce dacă? Atât. Deci avem guvern, deci, da, avem și. Avem un guvern. Americanii au președinte. Da, nu? Și. N-au? Au doi. Au doi? Păi atunci, da. Acum nu, pe la Sfântul Ion, când ne-am întâlnit toți, discutam hai să începem pe Biden. Hai să o luăm așa, băbește. Hai să începem cu americanii, că-s mai departe. Cu americanii, dar frumos pe că n-ați uitat. Pe noi ne interesează ce fac alții, dar America e foarte importantă. Americanii, știm ce evenimente au fost, în fine, n-are rost să intrăm în ele. Nu știm. Hai să le discutăm. Mă rog, cu asaltul asupra Capitolului și un alta, seamănă cu multe chestii care s-au întâmplat în România, deci sunt multe.
mult în urma noastră, americanilor. Ia câte și mineriada americanilor, da, au și ei mineriada. La americani, schimb, predarea ștafetei se face din 4 în 4 ani, în data de 20 ianuarie. Deci asta este bătut în cuie, cum se fac alegeri în prima zi de marță, unei luni. Mă lași să... Când vorbim totuși de lucruri serioase de americani. Cum? Nu ești la știri, te rog frumos, ești la super dimineața. Bun. Cum alegerile se fac în prima zi de marți a fiecărui, din luna noiembrie a unui an bisect, așa predarea de ștafetă se face în 20 ianuarie, anul imediat următor după cel bisect. Bun, se va preda ștafetă, va fi Joe Biden, mă rog, momentan mai este Trump, cum a fost Trump, nu văd cu Biden ceva să fie vreo schimbare, că sincer m-aș bucura să-și ducă la capăt mandat. Biden? Da. Deci, are o vârstă, sper să nu aibă probleme de sănătate. America e țara tuturor posibilităților. Acum, dacă stai bine să te gândești și citești ceea ce au scris analiști politici și istorici, se pare că niciun președinte al Americii n-a fost prea sănătos. Mă rog, nu contează acum. Știi, deci, toți au avut câte o hibă. Dar știi de ce? În cazul în care nu funcționează bine niște lucrușoare, dă vina pe președinte că n-a fost... Nu, mă, dă vina pe boală că de aia a dispărut din peisaj. Exact ce spunea Ama acum, știi? Are și el o vârstă, săracul. Deci sper să-și ducă mandatul la capăt. Nu văd, eu știu, schimbare de optică majoră la americani. Sunt cam pe același calapod Biden cu Trump. Mă rog, fiecare pe ieși partea lui de politică. Acum contează mai puțin ce fac. În fine, sper să aibă capacitatea de a lua decizii bune. Că până la urmă America dictează niște cercuri financiare de care noi suntem dependenți. Și acum ne întoarcem la... Dar nu se știe pentru cât timp. Și acum ne întoarcem la ale noastre. Deci nu avem președinte la Sfântul Ioan. Avem doi. Avem doi și niciunul. Păi este unul în funcție și unul ales. Și unul ales, da. Momentan este Donald Trump președinte. Trump că ține de putere. Nu, este în funcție până în 20 ianuarie. A anunțat că, ok, gata, am pierdut. Deci a acceptat până la urmă. Că trebuia să facă ceva palpitant și mandatul lui, că... Nu a făcut nimic. Prea ternă. Cum să nu? Și-o dat teste, o vota pe la o librărie. Măi, a fost adevărat. Twitter zice că a scăzut traficul extraordinar de mult. Avea 88 de milioane de susținători, de vizionări pe Twitter, Donald Trump. Îți dai seama? E contul cica președintelui, nu al lui personal. Deci traficul era pe contul președintelui, nu al lui Trump, efectiv. Pe Twitter. Nu erau traficul lui, era traficul contului pe președintelui. Era 88 dar, de, dar dacă l-au... Toți așteptam, până și eu care nu le am cu politica americană, mai așteptam să facă Trump câte o năzbâtie ca să avem ce comenta. Bun, ajungem în România, trecem peste... Știm, numărul de cazuri a crescut în Europa, în Anglia a apărut un virus nou. M-a pus curent la curent Nicol, care nu e atât de... Cum? Ce? Virusul ăla din Anglia, care vine... Este mai contagios, dar nu este chiar atât de periculos. De periculos. Adică nu are efecte sau nu afectează atât de... Avem infestați în România cu virusul nou. Am auzit că sunt deja, dar eu nu fac probleme pe tema asta. În România, situația care este la ora actuală se datorează profesionalismului celor din sistemul de sănătate și a conștientizării din partea unei bune părți a populației despre riscurile la care ne expunem. Că în rest ce se dădea de la București, în teritoriu, alea sunt deja povești, au intrat în folclor, se pot face filme să fiu. Pe mine mă deranjează și, nu știu, am impresia că suntem un pic bătuți în cap sau... Dar nu e o noutate chestia asta. Cum poți să dai un procent de îmbolnăviri la 1000 de locuitori? Toplița, de exemplu, da? În Toplița sunt două cazuri. Două cazuri. Da, fi numărul de numărul de populație în localității, nu la 1000 de locuitori. Păi de acolo sunt câteva zeci de familie. Nu știu, fi peste 100, chiar că n-am fost atent la numărul de cazuri. Nu, dar chestia asta, raportările care se fac. Păi dar înseamnă că bătrâna care are 100 de locuitori, bun, acum, dacă are un locuitor, iese cu cel mai mare indice de îmbolnăvire. Hai să luăm satul Mesteac, în aparținător de comună Răchitova, cu un singur locuitor. A fost
cu COVID a fost, mă rog, mie la mie. Și mie la mie. Okay, deci record mondial, mă. Record mondial, mă. Despre ce vorbim? Deci nu vreau să discut de toplița cu carantinarea, că n-am urmărit subiectul. Dacă au fost numai 4 cazuri, e păcat da, pe bune. Suntem, în fine, suntem chiar bătuți nu în discutăm cap dacă așa de la lege. Anul trecut a mers. Au încercat din teritoriu să facă să dreagă. Eu știu, poate nouul guvern a venit cu alte idei. Dacă a început așa cu idei de asta fixiste, n-a început bine deloc. Deci avem premier. E Câțu, da? Da. A rămas. Nu s-a mai schimbat nimic de la ultima noastră poziție. Depinde. Păi nu. Ieri era. Mircea Cimporescu din Spania ne salută, bună dimineața. Dumi Ardelean la Orăștie ne salută și ne spune bună dimineața. Îi salutăm și noi. Deci avem premier. Câțu-i premier? Cel puțin ieri era. Mulțumesc, Ama. Asta a fost cea mai bună veste. Winkler a anunțat europarlamentarul că vom avea... În 4 februarie. În 4 februarie. Da, de principiu... Da, așa. De zic, de principiu undeva în jurul datei de 20 ianuarie, asta mi-a confirmat un nou senator Vasilică Potecă, parlamentarii își vor intra în pită, deci un pic mai repede. Că așa e la noi, în ianuarie e vacanță parlamentară. Așa e. Stai că m-ați pierdut. Făcum. Ce, vacanță parlamentară? Parlamentară, da. Păi și noi am început la lucru, la toate posturile la care lucrau, numai noi eram... Începe cu o pauză. Deci asta e clar, e verificat. Deci parlamentul e în vacanță? Deci parlamentul nu dă randament dacă nu se odihnește de la sfârșitul anului și începutul anului, știi? Nu e vorba aia că lunea nici iarba nu crește. Nu, pentru parlamentari în ianuarie, dacă ar începe să lucreze în ianuarie, ar fi ar un dezastru gol, pentru că... ei. Săraci. Da. Mai multe detalii, domnul senator Vasilică Potecă, astăzi la colega noastră Petronela Tămaș, la Focus, emisiunea de la 16:30. Ia spunem, vor undeva în jurul datei de 20-22, da, cred că în 20, vor începe și atunci vor fi, sunt deja parlamentarii repartizați pe comisii, se va discuta bugetul. Dacă cu noul președinte al Americii, 20 ianuarie. S-ar putea să nu le fac, să nu-i facă concurență, hai să ai 21, să am 22. Ce n-am avut la final? Deci avem premier, avem detalii, avem de toate, dar ce contează momentan? Și vacanță, dragii mei, n-au fost bine, a fost greu. Hai să, dacă mă lași să termin cu partea politică, bună. Avem guvernul, eu sincer nu îi văd fiind în aceeași formulă până la Paști. Nu. O să vedem după, acum cât de curând, după ce trec toate sărbătorile, că mai sunt și cele părinți vechi. Se mai țin un pic, după 15 ianuarie o să înceapă distracția la maxim. Deci nu îi văd în această formulă până la Paști. Dar tu nu îi vezi în aceeași formulă că se hârie ei între ei? Ei între ei, nu trebuie să le facă nimeni vin. Nimic. Am văzut la un moment dat, îmi trimisese un prieten, UDMR, USR și PNL, da. Alianța. Deci e indestructibilă, să spun. Ba, da. De unde? Ce vorbești? Da, de indestructibilă. Da, da, de unde? Eu am zis până în Paști, norocul lor, Paștele Picanul ăsta mai târziu, în 2 mai sau 3 mai, Paștele Ortodox cel Catolic e mai repede, acum depinde din ce punct privește această declarație, deci nu-i văd să fie împreună până la Paști. Se mănâncă între ei, dar deja se mănâncă și în interior fiecare dintre da, ei. Da, sunt în toate partidele sunt nu știu ce vă facțiuni. Imaginați voi că au cantină, na, să mănâncă. Deci se mănâncă între o să fie, ei, da. Da, o să fie un an interesant, hai, uite, eu deja discută, mă distrez. Uite, la ora actuală se discută, știu și eu, împărțirea posturilor din teritoriu. Să știe, când vine un nou guvern sau intră cineva la guvernare, ei se dau niște posturi în teritoriu. Deci asta degeaba se strigă dintr-o parte și dintr-o altă, fiecare partid care e în opoziție strigă, bă, că voi v-ați pus oamenii politici. Când ajung ei la putere, fac cei care lucru. Da, fac același lucru. Deci nu e o problemă, asta rămâne neschimbat în România. Am înțeles că la școli s-au schimbat directorii de școală. Le-a expirat mandatul. A, deci nu a schimbat nimeni. Le-a expirat mandatul. La unii a fost prelungit mandatul, la alții nu le-a fost prelungit mandatul. Că s-a întâmplat ca un director nou pus să fie membru de al unui partid aflat la putere, bănuiesc că e o pură coincidență, cum s-a întâmplat și pe perioada PSD-ului. Nu este nicio coincidență, Ama, n-o mai da, după nu ne mai ascundem după cireș. Acum glumeam, îți dai seama. Am crezut că o spui eu. Nu este nicio coincidență. Fratele meu, așa s-a stabilit. Pleacă guvernul, ai văzut că au fost destui care și-au dat demisia de onoare. Bă, nu mai suntem la guvernare, pa și pusii. Sigur că da.
chestiile astea vor fi în vecii vecilor amin, dacă nu se ajunge, dacă nu se ajunge la o înțelegere între partide. Băi, când se schimbă garnitura? Până unde politizăm? Până unde? Femeia de, până la femeia de serviciu, până la firma de gunoi, până la nu știu unde, stabilim și cu asta basta. Ai plecat de la guvernare, se schimbă tot. Fără fițe și fără... Păi de ce? PSD-ul a făcut același lucru. Toată lumea face. Și în Valea Jiului am văzut pe unul dintre primari, Doamne Dumnezeule, ce scandal! Vai, că ne-au schimbat directorii PSD. Deci, în localitatea respectivă, din 5 directori, 4 sunt PSD-iști. Asta e acum, s-a întâmplat ghinionul. Băi da, mă, dar nu faci scandal, mă. Nu faci scandal pentru Dumnezeu. Asta este. S-a terminat contractul. Apropo de politizarea funcțiilor politice, funcțiilor publice, ori trecem ca la americani. Deci când pleacă administrație, pleacă cu totul. Sigur. Da? Ori, și asta vă dau o veste, prefecții vor fi în viitor, vor putea fi din nou oameni politici, până la urmă s-a de terminat. De parcă acum n-ar fi. Nu, s-a terminat. Oficial. S-a terminat cu, se va termina cu ipocrizia, bă, că n-ai voie să fii membru de partid. Ok, ți-ai asumat guvernare, este proiect de lege, sunt toți de acord, cei din coaliție de guvernare s-au pus de acord, bă, prefectul să fie și membru de partid. Dar ce știi, ai stat de vorbă, de fapt... Îl schimbă și pe al nostru, pentru că USR Plus și vor. Încă nu s-a ajuns la discuții punctuale. Nu. Nu s-a ajuns la discuții punctuale. Încă nu s-a ajuns în teritoriul la... ce pot să vă zic? UDMR-ul își dorește 5 prefecți în țară. O poză. Da. Din 42 de județe, PSD-ul va avea undeva mai... PNL-ul, pardon, undeva mai mult de jumătate, sau 21, și diferența 16 va fi la UDMR. E un calcul... ...avut la alegeri... Nu, și lasă că dacă județul Hunedoara a pierdut lupta... Acum depinde... De susținerea de la București. Dar da, să da, da. Oricum, am niște zvonuri, niște păsărici, niște... Spuneau că va fi schimbat și inspectorul general școlar. Orice este posibil, mergem pe principiul lui Lavoisier, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Păi, iată, avem director nou la Casa de Asigurări de Sănătate, pe Adrian David, da? Deci ce nu mai sunt avem? Probleme acolo, deci totul s-a fost Vetuța Stănescu, acum este Adi David, deci nu este niciun fel de problemă, deci aici s-a păstrat. Lucian Hăiuș și-a reluat și-a postul. Deci a fost postul lui Lucian Hăiuș. E a fost, oficial? Păi, conform sau legii... e doar o bârfă? Îmi cer scuze. Nu iese fum fără conform foc. Conform legii, cel care îndeplinește o funcție de demnitate publică, postul său este... Blocat pe perioadă. Exact. Că poți să te întorci ca și la femeile gravide, din păcate că ți-i blocat postul, poți să te întorci și a doua să fii dat afară. O să-l plagem pe Ama tot anul. Florina Mihail ne scrie bună dimineața, Ștefan de la Hunedoara ne urmărește, Mariana Bodea la fel se uită alături de noi, salutăm dragii mei și vă mulțumim că sunteți alături de noi pe Facebook și cei de acasă care își beau cafeaua alături de noi în bucătărie, în sufragerie, care ar fi prin mașini. Nu vă uitați la emisiune, ascultați doar, dragii mei. Bun, n-aveam la sfârșitul anului trecut, era un vis efemer, acel vaccin. Până noi am fost în vacanță, dragii mei, ce să vedeți, au început vaccinările. Suntem ca la pesta porcină. Cine se vaccinează, cine nu se vaccinează, oricum subiectul o să-l discutăm probabil în fiecare dimineață, mai puțin în emisiunile în care... o să fie despre muzică, poezie, artă și fotografie. Și probabil că și acolo o să ajungem să ne întrebăm te-ai vaccinat, nu te-ai vaccinat? O să devină salutul noi generații. Acum, mie mi se pare că la nivel mondial e o teroare din asta cu vreau să mă vaccinez, nu vreau să mă vaccinez și o să fiu răutăcioasă puțin în această dimineață. Au crescut numărul de cazuri în Germania, prin Franța, prin Spania, așa suspect, știți? Tocmai țările care și-au câștigat independența cu mentală înainte, cu mult de noi românii, care nu ne-am câștigat-o nici în zi de astăzi, zic eu, poate greșesc. A apărut acest vaccin. Bun,
acum Dumnezeu a apărut vaccinul și crește și numărul de caze, că nemții nu s-au dus nici cu Lauta, nici cu Colinda, românii noștri le-a dat un deget, s-au luat toată mâna, frate, că de la Colinda și până la Revelion, până pe la Sfântul Ion, n-au mai terminat. Că dacă ne-au dat de la 1 pe la 5, nu mai plecăm acasă, rămânem în locație. Dă-i să meargă chefurile, că și așa au rămas. Așa au picat sărbătorile, știți, cu sâmbătă, cu duminică. A fost de-a dreptul mirific. Cei care au fost. Cei care n-au fost, au dormit, așa ca mine de altfel. Nu regret că nu am ieșit din casă. Dar haideți să-mi povestiți. Că voi ați mai ieșit. Mirific cu vaccin. Încep eu? Da. Uite. Soția ta s-a vaccinat, nu fiind cadru medical. Nu, din păcate nu, pentru că a avut COVID și trebuie să treacă o perioadă de ca să te poți vaccina. Oricum, chestia cu vaccinatul e opțiune personală. Eu se va vaccina, uite și eu m-am scris pentru vaccinare, dar nu fac propagandă nici pro, nici contra. Nici contra, nu. Nici e, fiecare face ce vrea. Fiecare face ce vrea. Nu comentez calitatea vaccinului, că poate să fie, nu știu, ce conține acolo, conține. Referitor la vaccinare în România, ok, au fost și în județe care au mers bine, Hunedoara și Timișoara au fost în top, deci sunt foarte bine la treaba asta și cu organizare și cu număr de persoane care s-au prezentat, va începe și faza a doua din 15 ianuarie. Deci prefectul nu va fi schimbat. Nicol, sărci! Schimbarea prefecților e o chestie de adiere de vânt. Băi, acum dacă a luptat cu COVID-ul și a ieșit bine la număr... Da, am ieșit bine. Dacă n-am aruncat merge, la gunoi niciun vaccin... Da, și merge, se pare că va merge în continuare bine. De-aia zic, bă, lăsați-i pe ăștia în teritoriu care să pricep să-și facă treaba. Voi la București continuați, jucați soliter pe calculator, vă mai vine cu idee, o trimiteți în teritoriu. Ce mi-a plăcut asta. Păi, cam așa se face, din păcate, da? Dacă vine unul cu o idee. Nu, ei sunt în vacanță permanentă. Deci singura chestie care îi deranjează ziua de salariu. Deci aia e deranjantă că nu, poate trebuie să mergi să scoți bani de pe card sau nu, poate sunt unii pe varianta clasică, te duci să-ți iei plicul. La caserie și să semnezi, da. În rest, e vacanță permanentă, în general, pe la organele de conducere. Dar e proverbial soliterul de pe calculatoarele funcționarilor din... Mă rog, mai sunt și alte jocuri acum. Da, soliterul joacă era FIFA, celebr. Depinde, da. Nu. Ascultă manele, fac tot felul de chestii. Aia să-i lase pe cei din teritoriu. Ce ai cu noi, cei care ascultă manele, ce te deranjă cumva? Da, dar nu înțeleg. Acum să zic că ascultă Mozart, nu cadrează bine cu funcționar guvernamental. Cum s-a scos Mozart, funcționar guvernamental? Nu se cade, știi? Frate. Deci de-aia zic, lăsați-i pe cei din teritoriu să-și facă treaba, că se descurcă. Știu ei mai bine ca cei de la București, din birouri. Și acum cu vaccinarea și cu cazurile care apar dincolo. O repet încă o dată și în această emisiune, am spus așa câteva minute, noi suntem la situația în care suntem destul de bună datorită profesionalismului cadrelor medicale și a conștientizării unei părți a populației care știe cât a cât să se ferească. Acum, eu nu știu dacă masca de protecție mă ferește de virus sau nu, sincer. Da, o porți pentru că respect o port legea. Pentru că, așa zice legea și hai să zice, suntem oarecum jurnaliști, persoane... ai publice să spun așa. Suntem formatori de opinie. Da. Eu mă simt protejată. Eu mă simt protejată cu masca. Pe bune. Dacă așa zice la lege, bă, poartă masca sau vorba aia. Eu zic, bă, dacă țara te vrea prost, asta e. N-ai ce face. Scrie la hârtie. Nu, n-ai ce face. Dar țara te vrea prost. Păi asta, știu că te vrea prost. Dar e trebuie adevărat. Să te conformezi. Și te conformezi, n-ai ce să faci. N-are rost după aia să te ceri cu agentul de... Faci școală de online ordine. În condițiile în care peste 230.000 de copii n-au nicio posibilitate să facă școală online. Și de-aia zic, n-are rost să te ceri cu agentul de ordine care vine să te amendeze, are și el un ordin de sus. Bă, trebuie să te amendezi că n-ai mască. Cum era înainte, bă, tu n-ai bască. Erau bancurile celebre. Ai bască, n-ai bască. Asta dacă ai bască, de ce ai bască? Dacă n-ai, de ce n-ai? Da. Bun, și cu țările occidentale... Dar ce culoare are basca? Vezi, deci sunt nuanțe. Da, țările occidentale, m-am uitat, de exemplu, în Anglia și din păcate sau din fericire cu nou sistemul medical din Anglia, m-am uitat la imagini cu vaccinarea, cu un alte și acum cu hălățelul în acela transparent, care e un fel de hălățel de vizitator și o mască pe față. Asta e metoda, modalitatea de protecție a personalului medical. Ce să zici de populația... simplă de acolo și te mir că sunt cazuri așa de mari de îmbolnăviri. La noi se îmbracă în pinguin, da, nu știe toată săraci. Lumea. Da. Și se macerează acolo pur și simplu în
umezeala aia în care se creează atâtea ore. Dar ați văzut filmulețul care circulă pe rețelele de socializare? Nu, eu nefiind fan de internet, dar primesc tot felul de chestii, știi, apropo de vaccinare. Arăta un direct filmat cum o vaccinează pe o duduie care era cu funcție, cu nu știu ce, știi? Da. Și face vaccinul și stătea pe fotoliu, știi, așa. Și adică aici îi face vaccinul, ia seringa și la un moment dat asistenta tot dădea cu seringa de marginea fotoliului. De fapt, era genul de a care se îndoia, știi? Se îndoia la modul că, uite, te filmează cum poac, intră acul, dar de fapt nu intră acul, se îndoia. Dar s-a îndoit și nu și-a mai revenit, nu s-a îndreptat și atunci asta, ca să rămână cu seringa dreaptă, știi, tot dădea cu acul de marginea. Trebuie să vi-l trimis, să vedeți, a fost. L-am, că mi l-a trimis Claudia, dar n-am avut răbdare să mă uit la film. Nu știu cine l-a făcut. Nu știu cine l-a făcut. Oarecum, total opusă de ceea ce zici tu, că ne-a explicat cineva cu îndoitul acului de la seringă pentru a fi clar că nu se refolosește. Mai este încă acea optica, umbra, bă, că se deci ne-a distrus. Și... Degeaba îți dau link-ul că ne-a distrus ama teoria. Da. Nu, sunt variante și variante, se adresează tuturor păturilor de locuitor. La orice chestie trebuie să, da, să existe și un răspuns. Păi, no, gândiți-vă un pic, sunt cei care spun să nu faci exces de sare, zahăr și grăsimi, da? No, fără sare nu se întâmplă niște chestii în organism, da. Fără zahăr nu se întâmplă niște chestii în organism, da? Și fără, și dintr-o dată usturoiul nu mai era antibiotic natural, era toxic pentru organism. Acum să luăm invers, slănina, slana e bandaj gastric, dacă e pe invers. Dacă mănânci slănina e grăsime, știi, n-ai voie. Da, dar nu conține colesterol. Facem cu bun sau rău, hai că nu suntem medici. Așa, de asta vreau să spun. Deci întotdeauna când apare câte o chestie, apare și opusul și reversul. Adică bun și nebun, știi? Nebuni suntem noi, pentru că băgăm la biblică tot felul de chestii, suntem într-o degringolată totală, buimaci de cap, așa e și cu vaccinul, dar vreau să spun că și eu, e opțiunea mea, mă voi vaccina, dar când voi crede eu de cuvință, când voi fi pregătit și când voi avea informațiile pe care le doresc. Aici vreau să ajung. Îmi trebuie informație. Guvern, ca și fostul guvern, sunt foarte deficitar la domeniul comunicare. Bă, poate n-au voie să spună anumite chestii. Sau poate nu știu care e mai grav. Știi? Că dacă la fel de voie, grav. Ia uitați-vă aici anunț, l-am primit aseară, am promis că îl dau în emisiune. Atenție! Se face dezinfecție anti-COVID pe casa scării. E valabil o lună. Posesorii de animale să nu lingă de pe jos. E toxic! Dragii mei, felicitări! E genial! Genială! Am promis că foarte tare! Deci, dragii mei, vaccin fără vaccin, nu lingeți de pe jos, că se face dezinfecție. Doar posesorii de animale. Animalele la liber. Ale ori fi mai deștepte. Încă o tură, nu animalele sunt o problemă, oamenii, posesorii de animale, să nu lingă de pe jos. Ce să zicem, dragii mei, asta este dovada și îmi pare rău. Dar asta este dovada clară, asemenea lucruri există în România, cu sau fără fake-urile de pe internet. Îmi dai seama că acolo a scris administratorul unui blog. Și avea un scris destul de ok. Păi tocmai. Cred că una a gândit și alta a scris. Probabil, cum se întâmplă de multe ori și la noi, că redactezi o știre, sar peste un cuvânt și ți-e cu totul și cu totul altceva. Să fim serioși, acel afiș este dovada clară a... noastră, eu din cred păcate, că cineva să distreze a noastră, a celor mulți. Că prea scris elegant. Da, și gramatical. A vrut cineva să distreze Facebook-ul și a făcut chestia asta. Deci, dai seama, îți mai trece prin minte câte o foarte glumiță. Tare oricum anunțul. Mie mi-a plăcut. Am promis că îl dau în emisiune, l-am și dat. Păi nu știu dacă e chiar așa. Deci, să nu... Așa. Eu zic că avem foarte mulți, și am eu o problemă cu internetul acolo pe dealuri și câmpii, că apare
un mare care... În fine, asta am vrut să spun. Să întrebi ce conține vaccinul. Mie mi se pare, e ca și când, fraților, aveți dureri, mergeți și cumpărați acea pastiluță, nu pot să dau nume. N-am voie și nu pot să spun. E un calmant. Nu, nu, pastiluța aia cu lichid moale, că aia o iubesc românii cel mai tare. E același lucru cu vaccinul până la urmă. Citești prospectul și te gândești că poate ești alergică. E, nu, sau poate ești alergic la prostie. Vrem să știm ce conține acel ce conține acel vaccin. Nu mă interesează ce conține, mă interesează cum acționează. E, pe noi. Ideea e că cei când mai ajungi, mulți... Deci când ajungi la vaccinare și tu de la cadre medicale, da, te întreabă dacă ești alergic la aia, la aia și este o chestie întreagă. Da, eu de unde să știu dacă sunt alergic, dacă n-am făcut tratament? Bănuiesc atunci când va veni și rândul nostru, se va face, se vor face și teste. Asta ar fi logica. Și îți va spune, uite, care sunt posibile reacții adverse. Și e recomandat. Sunt deja mai multe, chiar că nu vreau să intru în detalii, că nu le stăpânești, nu vreau să vorbesc prostii. Deci sunt deja, se cunosc unele, dar se cunosc, nu e anunțat oficial. Asta vreau să zic. Băi, frate, anunț oficial, nu știu. Vaccinul ăla conține suc de roșii. O fi bun, nu o fi bun. Care te știe alergic la suc de roșii? Dacă deschidem orice post național de televiziune, la a doua reclamă e un medicament. Deci a doua reclamă e un medicament. Ai mâncat prea mult. Soluție de ai mâncat prea mult, te-ai giftuit. Iară sarmale, iară trăgătare, iară. Ia, Putarescu. Păi da, acum, da, sistem american. Hai să fim serioși. Da? Deci ne uităm la un calup publicitar pe orice televiziune națională vrei tu și tot la a doua reclamă e o reclamă la medicamente. Un medicamente care noi suntem convinși că sunt testate. Că așa ne-am spus. Băi, fraților, ani de zile am luat tot felul de medicamente care s-au descoperit după 10, 15, 20 de ani că dau dependență, că... Deci, tot felul de... Se nasc tot felul de... Și că, vezi, Doamne, pastilele respective nu sunt bune pentru organism. În România încă reușești să-ți procuri acel antibiotic fără rețetă. Cine spune că nu, să fim serioși, toți trăim în România deocamdată. Nu s-a schimbat nimic. Dar atâta timp cât mergem la farmacie cu mâna întinsă, înainte să mergem la medic, să știm la ce suntem alergici și cumpărăm acele medicamente din reclamele acelea care ne intoxică și ne dau o viață, wow! Pe de altă parte, eu aș... Ne vindecă de aia, de aia, da. De aia. Bine că nu ne vindecă de prostie. Dacă scoate ăștia un medicament, dacă ne-a scoate un Ioana, medicament, majoritatea să ne sunt, de prostie. Atenție, majoritatea sunt suplimente alimentare. Și spune clar, acesta nu este un medicament. Nu este un medicament, este un suplimente alimentare. Și dacă apar ceva, adresați-vă medicului. Dar faceți același lucru și cu vaccinul, frateți. Nu, dați niște... Dar dacă s-ar fi vândut vaccinul și ar fi fost pe bani, ar fi fost bătaie pe el. Probabil, dar vreau să spun că eu aș fi preferat ca acele mesaje de interes public plătite de guvern din banii contribuabililor, să nu fie acel veșnic îndemn și eu mă vaccinez. Să spună unul, da, este o personalitate, este și eu mă vaccinez, foarte bine, e dreptul tău, e opțiunea ta. Dar să spună, bă, vaccinul ăsta... Al doilea mesaj de interes public să fie, uite cum acționează vaccinul. Da, ce conține, uite ce, ce face. Combate. Uite ce face, uite ce drege. Acolo scurt, în 30 problemă, de secunde. Da, da, e o problemă a oamenilor, informarea de care ajunge. Și să nu fim răutăcioși, din punctul ăsta de vedere, avem noi acolo, nu-i dau nume, că deja nu mai pot, mă mănâncă din nou capul, avem noi un domn care... Așa mai de o fi el profesionist din punct de vedere medical, dar zici că trăiește, frate, dincolo de granițele României, adică omul ăla deja e imposibil de la starea de urgență încoace, adică dă niște
chestii numai de el înțelese, adică s-au ajuns, ba dăm amenzi, ba nu dăm amenzi, ba fa... Acum ne-a anunțat că nu există, nu vor veni din astea de relaxare. Măsuri de relaxare. Mă refer la Arafat. Băi, omul ăla trăiește în lumea lui proprie și personală. N-are nicio legătură cu România. Deci omul... Ce să-ți mai comunice ăia de la guvern când oameni care ar trebui să știe exact, să iese concret cu anumit... Ne dacă spunem de măscuță. Nu mai găsă poate cu măscuța. Era neînutătarul, era de-a dreptul simpatic. Exact! Ieșa, nu știu ce. Măi, cum era? Acum la Vlad Voiculescu, ce să zic, are... Veți citi și veți auzi, are o istorie complicată în spate. Da, dar nu mai iese nici el decât în emisiune. Nu mai este nici Vela, Vela, și nici Arafat. Nu mai iese nimeni cu nimic. Nenea Arafat iese în continuare, lasă-mă că-l vezi cu măscuța aia, deja e obsedat. Iese. Eu nu mă uitam la televizor la știri. Aia e problema. Eu mă uit la ce zic ea din guvern. Hai să fim oameni serioși. Eu repet, lăsați-i pe ăștia din teritoriu să-și facă treaba. Nu vă băgați voi guvern. Nu știu ăștia din teritoriu ce să fac. Guvernul acolo, solitar, păi, ce mai aveți voi de lucru. Până de nou guvernul, mai lasă așa, mai zoboți, mai... După aia și umflămâșcă fiecare ministru, nu? Măi, n-am să uit și sunt convinsă că așa este. Am făcut atâtea emisiuni cu Lucian Heiuș. A fost a doua oară trecut pe lista scurtă pentru postul de ministru. Da. Știi ce spunea foarte clar? În 6 luni de zile se pot modifica și codurile fiscale și legislația în așa fel, încât să faci un sistem care să fie viabil și care să fie ok și să scoată România din rahat. Măi, genul ăsta de oameni nu au trecere în niciun guvern. Am ajuns din la concluzia România, asta. La niciun guvern din România, cred că nici din alte state. Probabil. Măi, unul care este chitit, care are soluții, este incomod. Ăsta nu poți să-l manevrezi. Ăsta este hotărât să facă exact ceea ce trebuie pentru țara asta. Da? Strici sistemul. Exact. Nu te poți încadra acolo lângă domnul Arafat, care trăiește în lumea lui proprie și personală. No. Bătrânii amendați, și povestea cu mai... Aici s-a exagerat un pic. Într-adevăr, și unii dintre, eu știu, forțele de ordine au prea motamău, au aplicat litera legii. Bun, au fost faze la început, în martie, anul trecut, când au oprit autobuzul cu navetiș, că sunt mai mulți. Bun, asta este și județul unde doar au fost. Au oprit familie cu tripleți, că sunt mai mult de 4. Să dea pe unul la vecina. Da, nu, bun, deci s-a făcut ușor exagerat. Acum s-a revenit oarecum la normal. Bun, se dau amenzi și acum că urmăresc buletinele de presă, se dau și amenzi, dar nu la modul acela, înțeles? Și nu o să mai dea amenzi, că acum intră în proteste, că cât le de trebuie. Vor fi... Deci, concluzie, dragii mei, dacă vaccinul ar fi fost pe bani, era coadă, că îl cumpăram toți. De ce e pe bani? Dacă e la liber, de ce testul costă și vaccinul este gratis? De ce nu ne spune ce conține și dacă asta ne-ar spune ce conține, ar fi la fel ca pastiluța moale pe care ne ducem la farmacie și dăm acei mulți bani pe când am putea să găsim analgezice și din astea antiinflamatoare românești foarte ieftine, dar pe care nu ni le recomandă nimeni pentru că nu se face reclamă la televizor și oricum nu citește nimeni prospectul. Deci nu ne vaccinăm pentru că nu știm ce conține vaccinul. Și dacă ne-ar spune, ar trebui să mai facem încă vreo 5 facultăți. Chimie, biologie, medicină, medicină generală, specialitate. Și de ce, da, băi, și așa nu pricepem? Asta era ideea, Rosi, mulțumesc. Să ne spună ce conține vaccinul. La Casa de Cultură, ca să ai studiile complete. O conferință. Fraților, vreți să se vaccineze românul, puneți-l pe bani, faceți o reclamă, dați pe ea și să vedeți voi că ea din guvern nu mai trebuie să dea să pe, ca proștii acolo pe... Adrian, decât 15 euro bucata, înghesuiți-vă. 15 euro bucata și luați de aici și toată lumea se va vaccina. Da, bă, dați mai multe variante să avem de unde alege pentru Dumnezeu. Bun, vor veni. Nu? Vor veni, da, probabil, vor și veni. O să avem de păi, unde. Păi, asta ziceam și eu. Mai aștept un pic, să mai am de unde să aleg, știi? Eu, până la urmă, știi. Să fie pe bani. Da, acum, să fie pe bani, că dacă e pe bani, alegem până cu vaccinul. Da, da, uite că la noi, ca platforma merge cum merge, ca de obicei, știi cum e. Te înscrii electronic și depui cererul la ghișeul 2, că așa se întâmplă. Să nu râdem, da.
În județul Hunedoara, da, inclusiv primăria Deva, chiar și pompierii au trimis, de unde să poți să descarci un formular, unde să-l depui ca să fii sigur că te-ai înscris pentru vaccinare. Platformele electronice în România, funcționarea lor este încumvisă. E un semi, da, cum și să zic. Ai o garanție. Ca și la finanțe, până la urmă, e o chestie foarte bună să ai și hârtia. Ai făcut o plată, dacă ai încărcat sistemul de la fisc, nu-ți merge plata, ai depus hârtia respectivă, ți-ai făcut prin screen sau... Ai găsit o metodă, ai depus-o la registratură. Demonstrezi. Nu vine după aceea că îți blochează conturile. Așa e și cu înscrisul, e cel mai sigur pe hârtie. Vai, începe te blocatul rog, conturilor, BCR-ul, deja la nu știu câte sute de... Parcă zis că le mai dă o perioadă de grație. Nu, de nu, știu, dar nu, mai nu, 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 sunt bănci care deja introduc sistemul de poprire. A, deci pentru, apropo de... pentru siguranța noastră, luați de aici un exemplu. Apropo de, de așa, știi? Acum, deci, se blochează conturile și pentru că se fac și acea bază de date pentru te obligă să te duci cu buletinul pentru... Am primit și eu un mesaj de la altă bancă că ți-o oprește, am pățit anul trecut. Toate băncile. Te duci cu actualizarea buletinului asta pentru date. Informatizare la noi. Informatizarea, da, da. Fraților, da, stați liniștiți că Bill Gates nu o să cheltuie niciun cent, nu un euro, ca să ne... cipeze. Nu are niciun interes înseamnă... să-l citească pe nenea ăla de la munte. Când își numără oile. N-are niciun deci, interes, fraților. Tu, apropo de chestia asta, ți-am dat telefon și ți-am spus ce-am pățit, da? A fost Sfântul Ion, Ioana noastră, la mulți ani, nu știu ce, și mă sfătuiesc cu Petronela la telefon. Tu ce să-i cumpărăm la fata asta care de toate are, nu știu ce? Zice Petronela, tu, am văzut niște eșarfe plăcute și ea poartă și ea drege și ea nu știu ce. Până la urmă am zis, o să vedem ce-i cu eșarfele. O zic, da, mai bine o întreb, că poate are nevoie, s-a mutat fata la casă nouă, are nevoie de un pahar, de o ceașcă, de o aia. Bun. E, dragii mei, a doua zi. Deci am vorbit la telefon, mă înțelegeți? Și mi-apare pe e-mail ofertă la eșarfe. Zic, mă, ați înnebunit? Bă, dar chiar în halul ăsta? Da. Deci nu mi-a venit să cred. Ai cuvântul meu? Măi, am 60 de ani, nu am pățit și slavă Domnului, telefon și mesaje și socializare și câte și mai câte. Bă, până acum, da, căutări pe Google, a, normal, m-au găsit, m-au nu știu ce, îmi bagă oale, îmi bagă covoare, îmi bagă mașini de spălat. Exact, deci am căutat la ce m-am uitat să văd ce mai noutăți, mi le bagă pe toate pe e-mail. Ok. Bă, am vorbit la telefon despre eșarfe. La telefon. Nu ți-a responsabil să fi trimis mesajul respectiv. Băi, fată, găsește acolo mai ieftin. O fi fost chestia cu eșarfele, are un, o fi un indicativ? Da. Nu se știe niciodată. Deci nu se poate. Claudia Cimporescu ne salută, prietena noastră. Roxana Nistorescu, uite, este alături de noi. O salutăm și pe ea. Și vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi. Deci, avem guvern... Vaccinul e gratis, dacă vii cu bani, vă garantez că figur coadă. Ci că în 4 februarie o să avem și... Buget. Buget. Și nu vreau să mă despar de Ama înainte de... La ne spune de Auto Bergamo. Da. Obama s-a vaccinat. S-a accidentat, dragul de el. Nu Obama, da. Lasă-l pe Obama. Obadă. Da, iar la Obama. Da. Astfel transferă dorul Popa și pe Obama, dacă e cazul. Da, și acum hai să termin cu microcipare, să glumim un pic. Hai să râdem de microcipare, la noi, da. Bun, hai că te microcipează, nu știu ce, dar îți dai seama, va trebui să ai serviciu autorizat. Dacă se strică deja ceva, de ce e... Ama deja a intrat în SF-ul meu și... Că după aia relații, bă, nu știu, că ai pe cineva în partidul X care ți-a dat autorizație, că tu ești de amul ăla. Da, dar cum îți scoate chipul, pentru că și astea au un termen de valabilitate, păi, ca orice produs, nu? Mașina găsești. De spălat are 3 ani, 5 ani. Colegii mei, asta au luat razna. Asta și-l scoate, ideea e să-ți-l bage, știi? Păi... Terminați cu SF-urile, da. Haideți să vedem. Și dacă fac microfonie, dacă da. Lasă-și pe ăla, vei și-mi bag altul nou. Dacă stai prea aproape de cineva. Țiu eu urechile. Rosi, ce ne face din punct de vedere tehnic? Dacă chipează după ce se vaccinează, nu mai poți să... Ne facem microfonie. Microfonie. Da, da, da. Bun, deci revenim la Auto Bergamo, s-au calificat în play-off, asta era deja cunoscut, au câștigat cu Târgu Secuiescu și au pierdut cu Galațiu. Nu este niciun fel de problemă.
Din păcate s-a accidentat Cristi Obad, astăzi voi vorbi cu Doru Popa, veți afla la știri mai multe detalii despre situația cum e. Mai sunt cei doi stranieri care au fost transferați, care cu siguranță vor veni săptămâna viitoare sau poate chiar săptămâna aceasta pe sfârșit. Cine? Spune-ne, știi numele. Sunt doi stranieri. Stranieri, dar nu știu numele. Un brazilian și un portughez. Mai multe la știri. Mai multe la știri. Mai multe la știri. Am înțeles. Și vor veni la sfârșitul acestei săptămâni sau săptămâna viitoare, cu siguranță vor juca în play-off. Deci play-off-ul se intră Galațiu cu 3 puncte, Ciucu cu 2 puncte, Noi cu 1 punct și Odorheiu cu 0. E un calcul foarte simplu, ai câștigat tot, ai ajuns în final. Când se joacă play-off-ul? Mai încolo. Mai încolo? Mai încolo. Mai încolo, mai, încolo, mai peste o lună. Mai peste o lună. După buget. Deci până la portughezul a venit? Nu, deci întâi campionatul se întrerupe, au cei de la Galați meci în cupele europene, după aceea vine o acțiune echipei naționale de calificare, turnee de calificare, deci undeva în februarie ar trebui să joace play-off-ul. Zilele astea Auto Bergamo mai au meci? Nu mai au meci. La handbaliste, că mă întreabă și Nicol, Deva este pe primul loc în serie, se va bate cu Târgu Jiu pentru primul loc, oricum primele două se duc la baraj. Este ca și ajuns în barajul de promovare pentru Liga 1 la handbal fete. Din păcate, foarte slab este nivelul la Liga 2 de handbal fete. Ok, vor promova probabil. Vor promova, dar nu vor face... Se aduce... Prospătură, cum și să zic, bază. O linie de 7. Bază. De bază să ai, va fi foarte greu să reziști. Da. O echipă întreagă. Da, baza. Și cu futsalul, ca să termin, va fi undeva în februarie, va fi play-off-ul, urmează să stabilească exact cum se va desfășura, în ce sistem. Așteptăm să vedem măsurile de siguranță care vor fi, care nu vor mai care fi. Care nu se lejerizează, anunță domnul... Bun, alea se pot schimba și pe parcurs. Se va face tot așa, sistem turneu, cineva va găzdui un turneu, cineva alt turneu, se va juca tur, rămâne de văzut. Să sperăm că se va juca și la Deva. Anunță iubitorii de sport că Super Dimineața va încerca să respecte tradiția. Lunea sport, joia cu Nicol, așa la mijlocul săptămânii să tragem, pentru că vinerea o dedicăm artei, pe cât putem, de tot felul, poezie, teatru, muzică și așa mai departe. Deci luni, dacă ne răspunde afirmativ, poate îl chemăm alături de noi pe domnul Popa să discutăm mai detailat despre acei stranieri care vin la Auto Bergamo, ce s-a întâmplat cu jucătorul echipei care s-a accidentat și ce se va întâmpla. Am înțeles că va dura mai mult până se va întoarce pe teren, va dura refacerea mai mult? Nu știu, până nu vorbesc cu Doru Popa și până la urmă este vorba de intimitatea sportivului. Corect, adică nu. O accidentare nefericită, din păcate, și Cristi Obad era number one pe teren. E cel mai valoros jucător al echipei noastre. Nu să spere nimeni, dar la ora actuală Cristi Obad este cel mai valoros jucător al Devei. Da, corect, de acord cu tine. L-am poreclit eu, l-am botezat săracul de el, Moldo, cum îi spun prietenii, îl salut, bine, în dimineața asta l-am botezat intenționat, dar am făcut președinte, nu oricum, păi și prima dată i-am zis tot Obama, așa că de-avea rost să mă, era culmea să îi zic astăzi corect pe nume. Însănătoșire gramnică, să întoarcă pe teren. Lansăm invitația domnului Popa să vină lunea viitoare alături de noi aici la Super Dimineața, alături de mine și de Ama. Păstrăm tradiția. Sper să nu se schimbe nimic. Ama, singura certitudine este că prietenii mei de la Dalmaier și în 2021 ne trezesc așa, ca lumea, o cafea cu un gust. Nicol, e bună cafea? Excelentă. Tare și cu un gust. Și nu știu cum, pe lângă faptul că este excelentă, când bei cafea cu prietenii, când o descânzi... E cea mai bună cafea de Dalmaier. E și mai tare, e și mai grozavă, știi? Păi tot numai eu n-am cafea pe aici. Da, nu, eu fiind... Asta era ideea. Nu mai de la țară, nu-i dă bălul ăsta cafea, că pot îmi bea. Bă! L-am văzut că nu și-a luat cafea de bârfulița, bârfulița este întreg agici, așa, știi? De asta merge super cafeaua. Eu nu sunt mare băutor de cafea, dar e cremoasă, e ok, alunecă bine pe gât, să știi. Cea mai bună cafea rămâne în Dalmaier, eu o recomand, dragii mei, dacă nu găsiți, vă aștept aici la 1TV,
să beți o cafea cu noi, o descântăm, vorba lui Nicol. Hai, mulțumesc că am fost prezent. Vreau așa. Să-i mulțumesc lui Ama că a fost alături de noi. Îl eliberăm din funcție de aici, de la Super Dimineața, pentru că o să înceapă rubrica Horoscop cu unde mine eu mă și cu Nicol. N-are rost să-l chinuim. Noi suntem nevorbite. Bă, horoscopul ca horoscopul, dar introducerea materiei, numerologie. Ai văzut ce show a ieșit? La nu, băi, ți-am zis că avem guvern. Băi! Și ce contează? Să-l pun să citească horoscopul. Stai numai un pic, că nu e o chestie foarte nasoală numerologia. Mă, e chestie de calcul, faci... matematic. Nu, nu. Acum, fără glumă, fă materie opțională, că sunt destul de dacă materie opțională, da, păi, nu, așa cum s-a propus teatru, așa cum s-a propus mai nu faci, știu ce. Nu știu ce care vrei la opționale. Care e chestia cu numerologia? Sigur că da. Eu aș fi poți de acord. Poți să faci legumii cultură, dau un exemplu. Da. Creșterea vierilor democrații, deci fă niciun fel de glumă. Să se facă cultură politică până la urmă. Nu, știe măcar copiii peste 40 de ani ce vor vota. Vai de mine, vai, strici de mici, ai nebunit. Nu, nu. Nu știi cu cine face respectivul curs, ce afinități are. Nu lasă politica să... Frate, dar să li se predeie cu adevărat ce se votează. Pentru că au ajuns la 70 de ani și am descoperit în 2020 că s-au dus să voteze și nu știau ce. Păi cum, votează schimbarea. Schimbarea, asta când ne aducem aminte. Asta e, și, dar de fapt n-au votat schimbarea, ei ziceau numai, dar de fapt tot aia au votat. Da. Nu, Doamne ferește, exact cum spune Ama, asta cu politica... Nu, lasă, politica în afara școlii. În afara școlii. Sunt foarte sceptici. Păi nu trebuie să depolitizăm măcar învățământul, da? Da, corect. Reintroduce învățământul politic, cum era pe vremuri, hai să fim oameni serioși. Ba, acum... Ăla măcar era o chestie, mergeai pe linie. Măi, știi cum era? Mai învățam câte ceva despre... Doar femeile de servici vor fi angajate pe bază de concurs. Cine a scris? Nimeni, zic eu. Mie mi s-a stins laptopul, nu a scris nimeni. Și membru la Partidul X. Doar femeile de servici vor fi angajate pe bază de concurs. Ele nu vor fi numite politici. Zici, nu mai vorbi! Sunt atâtea școli cu femei de serviciu cu adeziune la partid. Ioana! Ioana! Așteptam să comenteze unul dintre ei. Gata. Lasă să mă dea afară, să mă las pe nu vă dau afară, o să-l las pe Ama să se întoarcă în redacția de știri, pentru că nu se poate să nu spunem, colegul nostru Ian Cău este liber! Și este tătic, de ce este tătic, să trăiască luna, de fată. Avem o fată la 1 TV să ne trăiască. Felicitări Ovidiu și Elena, să dea Dumnezeu să fie sănătoasă și voi, bineînțeles, să fiți sănătoși, să o creșteți, să faceți din ea o femeie minunată așa cum sunteți voi. Să fie binecuvântată și eu sunt fericită. La 1 TV avem un... Se mărește familia. Da. O să avem o nepoțică. Da, bine, dacă tot e la vorba. Baftă cu horoscopul, poate întreabă și mărăcire. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Ne vom revedea zilele următoare, cu siguranță. Corect. Și mă las cu fetele. Horoscop! Și mă întorc cu Nicol. Pentru copilul tău, Colegiul Național Decebal din Deva. Alege performanța! Un centru educațional de excelență, comisiune importantă, mereu cei mai buni. Alege oferta educațională a Colegiului Național Decebal din Deva. Intră chiar acum pe www.cnd.ro și află viitorul educațional al copilului tău. Colegiul Național Decebal din Deva. Gustul copilăriei, al bunătăților de la bunica, îl puteți redescoperi acum în produsele naturale create numai după rețete tradiționale la Deva, în piața agroalimentară din centrul orașului. Bunătăți din Hunedoara vine acum mai aproape de dumneavoastră, într-o locație primitoare, într-un cadru autentic românesc. Aici găsiți cele mai savuroase produse tradiționale hunedorene atestate, o gamă variată de mezeluri de la Casa Țurcanu, produse de panificație și de patiserie, renumita lașcă de la Buna Romanița, dulceață,
compot și conserve de la Casa Maria. Miere din diferite flori, siropuri din plante, toate reunite sub un singur nume. Bunătăți din Hunedoara. Un regal al gustului autentic românesc, descoperiți în produsele proaspete, desăvârșite, la Bunătăți din Hunedoara. Restaurant Collection. Eleganță, stil, rafinament. Locul perfect unde vei găsi magia savorii în fiecare zi. Preparate alese, băuturi rafinate și deserturi gustoase. Toate la Restaurant Collection. Evenimente de vis și mese organizate într-o ambianță deosebită. Vă așteptăm cu mult drag la noul Restaurant Collection și multă poftă bună! Restaurant Collection, în centrul Devei la IPH. Informații și rezervări la telefon 0724 775 383 sau 0745 780 264. Restaurant Collection. Vrei să fii tratat cu profesionalism? Vrei calitatea unui brand consacrat? Îți dorești prețuri mici? Vrei să fie simplu și ușor de comandat? Acum ai magazinul tău de IT și online, www.ultraspecial.ro. Calculatoare, laptopuri și monitoare la cele mai mici prețuri. Deva, Bulevardul Decebal, bloc 16, scara M, parter, lângă sediul BCR. Telefon 0354 880 777. Vrei un județ curat? Colectează separat. Ne dorim orașe care strălucesc de curățenie, iar pentru asta trebuie să învățăm să păstrăm ce avem. Trebuie să învățăm să colectăm selectiv. Este foarte simplu dacă vrem. Sunt 4 tipuri de pubele. Galbene, pentru deșeuri din plastic și metal. Albastre, pentru hârtie și carton. Verzi, pentru deșeurile din sticlă. Și negre, pentru materiale biodegradabile și deșeuri reziduale. Deșeurile reciclabile se duc la stațiile de sortare, iar celelalte vor fi transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Sortarea deșeurilor, încă de la momentul generării acestora, încurajarea colectării selective, precum și a reciclării materialelor ieșite din uz, reprezintă o dovadă a respectului față de noi înșine și față de lumea în care trăim. Operatorul Braicata, cu experiență de 18 ani în domeniul colectării selective a deșeurilor reciclabile, activează în județul Hunedoara pe 3 zone. Zona 1, Brad. Zona 2, Hațeg. Zona centru, Deva, Hunedoara, Simeria, Oreștie, Gioagiu, Călan. Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara este parte a unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Braicata, din respect pentru resurse. Astăzi aleg să fiu frumoasă. Astăzi aleg să am stil. Astăzi aleg să fiu elegantă. Astăzi aleg Style Master by Cristina. Coafor, extensii de păr, machiaj profesional, cosmetică și bronz și rochia de mireasă mult visată. Astăzi, eu sunt cea mai importantă cu Style Master by Cristina. Wow. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Și am revenit în direct, m-a luat așa pe nepusă masă Rosi. Ați văzut reclama la restaurantul Collection, s-a redeschis la meniu zilei astăzi, 11 ianuarie, ciorbă țărănească de porc sau ciorbă de burtă cu ardei, ceafă de porc la grill cu cartofi, wedges, salată de murături. Ce zici, Nicol? Mergem la masă.
Pe pagina totul la 20 de lei, pe pagina de Facebook a restaurantului, găsiți numerele de telefon la care puteți comanda. Cartofii sunt foarte buni, dar ți-i dau ție. Eu mănânc numai grătare, nu cu sălățică. Tu deja vrei să intri la dietă. N-am ce să fac, asta e. Și eu trebuie să intru la dietă. Vorba lui... Cu toate că, da. Doamne, cartofii sunt nemaipomeniți. Măi, dar fac niște... De ziua ta, de Sfântul Ioan, fac niște legume la grătar. Superbe, încercați-le. Înnebunești. Numai legume aș mânca tot timpul. Foarte bune. Probabil pe legume la grătar o să trecem, pentru că trebuie să ne subțiem. Camera angajă 4 kg. De ce? Un grătar și legume. Grătar și legume la grătar în loc de cartofi. Super. Super. Deja mi-e foame. Și eu zic că vreau să intru la dietă. Cu asta slăbești. Cu asta slăbești. Cu asta slăbim. Da. Slăbim. Da. Slăbim. Da. Slăbim la corp, nu la minte, că la minte suntem destul de slăbiți. Draga mea, Nicol, am făcut o cercetare așa. Bună dimineața, Mirela. Bine ați revenit. Mulțumim. Mulțumim că ești alături de noi. Am făcut eu așa o cercetare. 2020 a fost anul 4. Un an care, din definiție, se spunea că va fi un an static. Un an așa. Bine, și conjuncția, și conjuncția astrală din ultimii 12, 15, 20 de ani a fost de așa natură. S-a pus accent foarte mult pe acumulare de parte materială. Știi? Toată lumea s-a zbătut numai pentru bani și să cumpere. Dacă te uiți, a explodat domeniul imobiliarelor. Corect. Toată lumea își cumpără, că stai și te gândești, uite, când vii după mine în Zăvoi, da, pe dreapta și pe stânga, pe străduța care duce spre Arhia, răsar casele noi ca ciupercile după ploaie. Chiar și comentam, Dumnezeule, de unde are lumea atâția bani? Sunt bani, s-au acumulat, sau de acum încolo va fi cu totul altceva, trecem într-o etapă spirituală nouă, sper, mulți dintre noi. Anul 2021 este ca număr 5. Deci, totul e pe repede înainte? Nu știu dacă este pe repede înainte, 5 este mijloc, este echilibru. Este cumpătare, 5, de la 1 până la 5, 5, 10. Am citit și, asta și vreau să discut cu tine. Da. Se pare că grila nu merge neapărat până la 10 și că anul 5 e un an pe repede înainte. Acum, eu la mine schimbările, vorba ta, ce mi-ai prezis mi s-a cam adeverit la începutul acestui an. Cu ce gânduri intri în nou an și ce ți se întâmplă? Primele 11 zile ale anului au fost 180 de grade schimbare. Răsturnări. Da, de situație. Dar și foarte pe repede înainte. Cu viteza este altceva. Eu vorbesc de 5, echilibru, cumpătare. Am trecut și într-o nouă eră. Deci să avem grijă la excese. Eu la asta m-am referit. Avem tendința. Noi am recomandat și 2020 echilibru. Și mie mi se pare și recomand tuturor prietenilor și tuturor cunoscuților. Echilibru. Să nu sărim dintr-o extremă în alta, să găsim acel echilibru, ar fi cel mai frumos, să spunem așa. Să nu uităm că este după zodiacul chinezesc, intrăm într-o nouă etapă, într-un nou an, Taur, da? Taur de metal. Taur înseamnă muncă, 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 fratele meu. Vor avea ca întotdeauna, de fapt știți foarte bine, nici n-ar trebui să mai comentăm. Destinul ne-l facem, norocul ne-l facem noi. Sunt proverbele acele atât de adevărate, știi, că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Păi dacă nu tragi și tu un los, dacă nu faci și tu ceva, de unde să-ți pice? Eee. Poate să nu uităm de zeciuială, că și în cărțile sfinte sunt și lucruri foarte importante, niște învățături de care ar trebui să ținem cont, da? Zeciuiala. Primești cât primești, dar mai și dai, că dacă nu dai, n-ai de unde să primești. Suntem și dacă tot faci, da, și dacă tot faci mai mult decât îți trebuiește, de ce să nu-l ajuți și pe cel care are nevoie?
Eu vă spun foarte sincer, i-am mulțumit la Dumnezeu în fiecare clipă de sărbători. Au fost alături de mine niște oameni, nici nu mă așteptam, nici nu mă așteptam. Dar probabil, iată, se întoarce, adică primești și eu un răspuns la ceea ce am făcut, cine știe când, pentru persoanele respective sau ce știu ce le-a sensibilizat. Mă rog, deci asta este, astrele predispun, nu dispun, noi decidem. Să știți că din punct de vedere astrologic nu te împinge nimeni de la spate să te vaccinezi. Tu decizi dacă da sau nu. Da? Înțelegeți? Am făcut această comparație ca să vedeți că decizia stă în noi, puterea stă în noi. Da, cred că este vremea, dacă până acum și până acum, pe repede înainte, am tot adunat și ne-am concentrat pe partea materială. Intrăm într-o perioadă de schimbări. Nu ți-ai mai eliberat din casă, n-ai mai renunțat la lucrurile inutile. Tendința până acum a fost... renunțat în octombrie, când m-am mutat. Bun. Tendința fiecăruia dintre noi a fost... Gândiți-vă foarte bine. Ți-a plăcut lucrul ăla, l-ai cumpărat, ți-a trebuit, nu ți-a trebuit, nu. Te-ai dus în magazine, ai cumpărat cu plasele o grămadă de haine pe care probabil nu le-ai îmbrăcat niciodată, că n-ai apucat să le îmbraci. Deci ai făcut achiziții pe undeva inutile. Dacă stăm bine să ne gândim de acum încolo, va fi cu totul altceva. Da. Nu ți se pare că ești mai atentă și când te duci la cumpărături pentru mâncare? Foarte pentru... multe puncte de vedere, da? Odată spațiu nu mai îmi permite să fac ceea ce făceam înainte. Păi nu, dar trezit și cumva vei la renunța. Realitate. Hai să vezi. Am renunțat la spațiu în plus pe care nu-l foloseam și care atâția ani de zile l-am ținut blocat. Când cineva putea să-l folosească, probabil erau familii cu copii care aveau nevoie de acel spațiu, iar eu... persoană, da, singură am ocupat acel spațiu. Sunt foarte multe lucruri. Forma Universului, am citit undeva și vreau să, și o să dezbatem probabil de-a lungul anului, o să apară, am intrat în era Vărsătorului, 1000 de ani de acum încolo, nu o să trăim noi atâta, asta e clară. Unii astrologi spun că zodia caracteristică a României este Vărsătorul. Vărsătorul, da. Se pare că din punct de vedere astrologic ni se arată un viitor foarte frumos. Anul ăsta ar trebui să fie un an bun, da, pentru România. Dar iară depinde numai de noi. Da, da, da. Forma Universului am înțeles și o să dezbatem și o să caut să venim cu mai multe. S-a schimbat. Dacă drumul către idealuri, către vise, cum vreți vesele, erau până la finalul anului 2020 vectoriale, adică așa ca semnalul de la fost aia companie ZAP, care nu mai există, pot să-i dau numele, se lovea semnalul de o frunză, ți se oprea telefonul și de acolo devia în altă parte. Era un fel de semnal vectorial, GSM vectorial, în fier, pe deosebire de celelalte semnale GSM. E, se pare că forma Universului s-a schimbat. Nu mai e în linii drepte, s-a transformat într-un rotund. Iar idealurile noastre, visele, stau de jur împrejur. Ca să ajungem la ele, ce credeți? Trebuie să mergem la sursă. Vrei să fii fericit? Trebuie să-ți cauți sursa fericirii. Vrei să iubești? Trebuie să cauți sursa iubirii. Și uite așa ne-am întors la... Vrei să fii sănătos? Trebuie să cauți sursa. Apropo de vaccin și de pastiluța de la farmacie. Bine, și dacă era vectorială, nu? Tot așa trebuia să-mi caut sursa. Părea că nu. Înainte... Era ca săgeata lui Cupidon, mă străpungea sursa. Du-te tu. Hai mai. Hai să vedem ce se întâmplă în 2020. Hai mai, nu. Lasă-mă. Eu sunt tare curioasă, o să aduc, o să rog... Să vină alături. Dacă e așa, sub formă de spirală, ne învârtim în jurul cozii. Da, așa, da, o ci cu 1000 de ani. Da. Hoi, de o să, mine, o să îmi doresc, știți că ne-am întors la vorba aceea, în 2020, na, îmi doresc, vreau și pot. Da, prefer numai, la țintă. Ai văzut că și dieta pe 2021, mai avem, adică nu-i mai indicat să spunem trebuie. Îmi doresc. Sau aș vrea. O să-i dăm citire și acele diete într-o dimineață. Da, sunt de acord, sunt atâtea variante cu dezvoltare personală și cu, da, trebuie. Băi, da, există acest cuvânt, există acest termen, pentru că este nevoie de el. Trebuie?
Este nevoie de el. Trebuie? Păi trebuie. Câteodată trebuie. Câteodată chiar trebuie. Da. Că degeaba îmi doresc. Îmi doresc, vreau și pot. Dacă nu mă bagă nimeni în seamă, degeaba îmi doresc. Îmi doresc, vreau și pot, iubita. Trebuie. Da. Despre ce vorbim? Știe ea, Nicol, ce zice. Logic. Vom trăi și vom vedea. Alături de noi, la Super Dimineața, îmi doresc, nu că trebuie, să aduc tot felul de oameni care au legături directe cu aceste... să spunem, dezvoltări personale. Am în minte câteva nume pe care o să-i rog să vină alături de noi. Nu dezvăluim din secrete, că nu știm dacă vor accepta sau nu invitația. Este chestie de context, exact ce spuneam. Mai este nevoie și de trebuie. Tu ți dorești să vină. Asta nu înseamnă că trebuie să vină, da? Da, corect, nu trebuie. Sigur, nu că trebuie. Da, depinde. Numai, eu îmi doresc, vreau și context. Pot să lansez invitația. Acum ține de cealaltă persoană dacă... Dar trebuie să faci contract pentru furnizare de gaz și de... e alegerea ta, poți să stai fără gaz. Nu e adevărat. Trebuie să faci, că dacă trebuie nu ești în era primitivă. Ai văzut? Da, poți să, contextul. Poți să te gândești așa. Îmi doresc să-mi fac contractul într-un timp foarte scurt, să nu stau la acele cozi infernale. Na. Ei, poți să-l faci online. Ai văzut? Nu stau la cozi. Ai văzut? Totul îmi plătesc facturile și absolut totul online. E foarte deci ușor. Există, îmi doresc. Dar n-am zis că nu. Și n-am zis, apropo de trebuie, trebuie să existe. Pentru da. Că este un context, 2, 3, 5, 10, în care este probabil util. O să-l folosim. Adevărat. Dragii mei, v-a fost doar de horoscop? Nimeni nimic. Nicol, să-i dă pe sus. Nu, eu mă uit, te văd cât ești de... Ești ca soarele, blondă, luminoasă, ești foarte tare, toată lumina e pe, e pe mine. Eu sunt într-un con de umbră tot timpul, are Rosie grijă să mă pună, știi? Rosie se ia de mine la Nicol. Da, la mine, bă, eu știu că sunt ca o vrăjitoare, știi? Nu te fă vrăjitoare. Da, păi... Cam așa arăt în momentul în care mă uit la televizor, cu umbre, cu... Ăla e un televizor de control. Uite nu acolo. E adevărat. Tot așa sunt, văd cum cade lumina. Uite acolo. A fost se o vede introducere, bine. Doamnelor și domnilor, la horoscopul de astăzi. Adică sunt și mulțumiri și nemulțumiri ca întotdeauna. Asta era problema. De asta am zis ce am zis. 11.1.2021 vom da citire de horoscopului de pe site-ul fanatic.ro. La mulți ani tuturor. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi. Nicol, tu le ai mai bine, ea e mult mai atentă la detalii decât mine. Da. Și bineînțeles că Nicol va citi zodia Berbec. Trebuie să ai mai multă grijă la modul în care îți folosești cuvintele, dar și la cum îți exprimi sentimentele. Găsește cuvintele potrivite, fără a-i răni pe cei din jurul tău. După cum vedeți, Rosie s-a supărat pe mine, nici măcar nu mă mai dă în prim plan. Îți dă numai cadrul deci general. Am făcut exact ceea ce... Scrie la horoscop. Ce nu trebuia să fac. Da. Dacă citeai horoscopul da, înainte. Da, da. Așa că te invit pe tine, citește tu horoscopul. Tot. Eu comentez. Îl salutăm pe Ștefan de la Hunedoara. El este născut în zodia Berbec, așa ca și Nicol, prietena mea. Cei născuți în zodia Taur. Nu este bine să iei decizii sub influența nervilor. Ia-ți câteva momente de gândire și analizează situația pe care vrei să o schimbi. Calmul și răbdarea te vor ajuta să iei hotărârea corectă, fără să regreți mai târziu. Deci, Nicol, să fii Taur, să nu iei decizii sub influența nervilor. Pe ce e ascendentul tău? Săgetător. O mai ajunge și acolo. Nicol nu o să vrea să mai citească horoscopul, că s-a nervat, dar... Gemeni, o situație neplăcută de la locul de muncă îți strică dispoziția și ai o stare de agitație constantă. Încearcă să nu ți descarci furia pe colegii de la birou sau chiar pe oamenii apropiați.
Deci, după cum bine vedeți, cum încep săptămâna așa, o să-ți meargă, cum încep, cum ești luni așa, o să-ți meargă toată săptămâna. Este o săptămână care începe cu agitație și cu nervi. Nu. Deci așa va fi toată săptămâna, păi uite, la toate zodiile. Nu. Hai. Cei născuți în zodia rac. Bună dimineața, Corina, bună dimineața, Ovidiu. Vrei să faci planuri de viitor în ceea ce privește viața personală? Gândește-te bine la lucrurile pe care vrei să le schimbi și consultă-te cu oamenii apropiați, care sigur vor veni cu cele mai bune sfaturi. Uite, vezi, la raci e de bine. Leu, ai o deplasare în plan, însă ar trebui să o amâni pentru că te lovești de anumite probleme în viața personală și nu poți pleca, mai ales dacă destinația este una îndepărtată. Cei născuți în zodia Fecioară, trebuie să schimbi unele lucruri din viața ta și să acționezi dacă ai planuri pentru viața personală sau chiar pentru carieră. Nu te teme de transformare, pentru că este momentul potrivit să evoluezi. Uite ce frumos! Balanță, simți nevoia să faci pace cu anumite persoane din trecutul tău, treci direct la fapte și explică-le acestora că vreți să îngropați securea războiului. Foarte frumos la balanță. Prietenii și balanțele din... fac taman invers decât ceea ce este scris, exact cum am făcut și Rosie, eu. Da. Rosie e balanță. Te salutăm. Rosie, ia-și de bună recomandarea. Cei născuți în zodia Scorpion, prietenii mei, nu ai reușit să îndeplinești toate obiectivele pe care ți le-ai propus. Însă nu este momentul să te panichezi. Ai destul timp la dispoziție și trebuie să iei totul pe rând pentru că graba strică treaba. No! Săgetător, ai de rezolvat anumite probleme care par încurcate, dar vei reuși să găsești soluții dacă observi cu atenție detaliile. Nu-i lăsa pe alții să te descurajeze sau să te întrerupă din eforturile tale. Cei născuți în zodia Capricorn, bună dimineața, Florina, mulțumim că ești alături de noi. O văd și Delia Tâmpian, Costel Timnostă și Valentin Valentin, prieteni de ai noștri de pe Facebook. Capricorn, o persoană apropiată îți adresează reproșuri nefondate, ca de obicei. Însă nu trebuie să te enervezi și să o lași să-ți strice ziua. Poate a avut o zi proastă, iar tu ești prima persoană care i-a sărit în cale. Draga mea, Florina, nașpa zi. Vărsător, nu este momentul să faci schimbări majore încă din prima zi a săptămânii. De data aceasta, rutina nu este un lucru dăunător, ba chiar vei reuși să termini mai multe proiecte care îți dădeau bătăi de cap la locul de muncă. Cei născuți în zodia Pești, trebuie să iei o decizie rapidă, fără să stai să analizezi prea mult lucrurile. Nu te panica și încearcă să treci peste eventualele schimbări cu calm. Dragii mei, eu sunt pește, la fel și Iancă. Eu sunt peștoaică. Oricum, la mine, eu n-am fost la împărțire Ploaia. Păi, vezi, avem doi în redacție. Deci, n-am fost la împărțit răbdarea. Nu știu ce înseamnă răbdarea. Și, sincer, nici nu aș vrea să învăț curând. Nu poate este mai... adevărat, nu este adevărat. Ea vorbește așa ca să se... Este genul de om care cu multă răbdare reușește să împace persoanele, ba chiar să aplaneze niște conflicte care pot... pot ajunge, ce știu eu, la ce nivel. Așa că, draga mea, degeaba zici, nu te cunoști. Nicolă. Sau, mă rog, tu te vezi așa cum nu te sunt, vezi. Sunt și nerăbdătoare. Uneori ca orice lucrurile. Om, ca orice om, dar asta eu nu înseamnă că nu ești lucrurile, dar așa cum am spus-o și o spun de fiecare dată, cred că e din construcția ADN-ului meu și acolo unde consider, exact cum spune astăzi la horoscop, să iau o decizie rapidă, eu iau decizii rapide și le iau pe loc, dragii mei, fără să gândesc prea mult. Nu mă gândesc la consecințe. Îi vedea eu după aia ce fac. Dar dacă pe loc asta e decizia care mie mi se pare cea mai bună, nu prea am... Și cam toate în viață le-am făcut așa. Așa am ajuns și la UNU TV, așa am ajuns și într-o multinațională, așa m-am mutat la Deva, așa mi-am schimbat eu viața de fiecare dată.
cu o decizie radicală și pe loc, fără să pun prea multe întrebări universului. Nu riști, nu câștigi. De acord cu tine. Și asta o să mai discutăm. De-abia apuc să intrăm cu... Am intrat cu dreptul în noul an, eu simt asta. Eu personal chiar am intrat cu dreptul în primul an și mulțumesc lui Dumnezeu pentru schimbările din viața mea, care sunt minunate. Aici, draga mea Nicol, se încheie Super Dimineața, ediția 11 ianuarie 2021. Ne vedem joi. Da? Păi sigur? Așa sper. Zice, nu. Da? Sigur? Nu, cine știe ce schimbări apar pe parcurs. Ne vedem când ne vedem. Corect. Mi-a demonstrat, de atâtea ori mi-a spus asta încât încep să o cred. Dar o să încerc să-i demonstrez contrariu de fiecare dată. De fiecare dată încerc să-i demonstrez că n-o să renunț, chiar dacă ninge, și o să merg după ea la Arhia să o aduc cu mașina dimineața aici, la Super Dimineața. Dragii mei, nu v-am întrebat foarte multe lucruri și aștept să mi le spuneți. Aștept să-mi comunicați părerile voastre, așa cum o facem de obicei, pe pagina de Facebook a mea personală, pe pagina de Facebook a Postului 1 TV, pe pagina emisiunii Super Dimineața și, bineînțeles, emisiunea o puteți vedea în reluare pe canalul de YouTube. E suficient să tastați numele invitatului sau data zilei, a cărei zile vreți să vedeți emisiunea, și vă apare imediat. Avem acoperire în tot județul Hunedoara și spun asta pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat pe perioada vacanței, pentru că nu am avut live pe Facebook, cum ne puteți găsi. Acolo unde există cablu de la firma UPC, e foarte simplu, se oprește prima, intră 1 TV dimineața la ora 7 și după masa la ora 16. Acolo unde este UPC și aveți Media Box, căutați undeva la finalul numărul canalelor, la 900 și ceva, găsiți un canal, scrie televiziune locală 1 TV. Pe RDS la fel, găsiți un canal tot undeva la spatele 33. Spune Rosi că pe RDS ne găsiți pe analogic la 33, canalul 33. Și la Telecom, la un moment dat am spus canalul, undeva pe 500 și ceva. O să mai întreb încă o dată colegele mele de la, fostele mele colege, și o să putem să vă spunem exact numărul de canal unde ne găsiți. Dar acolo unde există digital și media box-uri, căutați undeva la spatele canalului. Acolo unde există analog, e foarte simplu, în cazul RDS 33, iar pe UPC, dacă nu este media box, se întrerupe prima și intră 1 TV. Ora 7 și ora 16 după masa. Așa cum am anunțat, pentru cei care nu au fost alături de noi, cu ora 16:30, invitat la Petronela Tămaș, este domnul senator Vasilică Poteca. Nicol, ce gânduri ai? Ți s-o... Nu, am să vă spun gândurile după ce ieșim din emisie. Că mi-au... Atât ai povestit despre adrese și despre nu știu ce, încât mi-a venit o idee. Idee. Da, siguranță, da, e, da, o idee foarte bună. Pentru foarte că... bună, normală. Și normală pentru promovare. Nu vreau să ieșim din emisie până nu stabilim amândouă. Tu îți vei continua proiectele din 2020. Da. Da. De la A la Z, atunci când îmi permite, mă rog, ca număr de invitați, jumătate din emisiune cu un invitat, a doua jumătate cu un alt invitat, când sunt subiecte mai importante și care presupun o discuție mai amplă, atunci va fi un singur invitat în cadrul emisiunii. Eu am zis să o fac mai dinamică, tocmai de aceea ai jumătate de oră, 35 de minute, și mai bine să-ți pară rău că... Se gata decât să te plictisească. Decât să se plictisească omul. Și retrospectiva săptămânii. Retrospectiva săptămânii
nu, de la, deci de la la 10 retrospectiva să vedem. Poate am înțeles că se vor mai aduce ceva modificări. Da, astea sunt deja surprize. Da. Nu le dăm în bileag. Deci, vinerea, o vedeți pe Nicole Ebner începând cu 16:30 de la Da Z. Oricât un invitat jumătate de oră, ori un invitat 50 de minute. Cealaltă retrospectivă a săptămânii e difuzată în weekend. În weekend. În weekend. Sâmbăta sau duminica? Sâmbăta sau duminica? Sâmbăta nu, deci duminica. Zice Rosi. Îi mulțumim lui Rosi că este alături de noi ca și până acum. El face programările. Da, el face programările până la urmă. Îi mulțumim că e alături de noi și noul an, 2021. Îi mulțumim că, uite, ne-a reparat sunetul și am înțeles că astăzi nu mai avem probleme de sunet, așa cum aveam la final. Dar avem umbre. Le rezolvăm și pe alea. Sunt convinsă că vei face eforturi ca emisiunea să fie una de foarte bună calitate. Nu doar Super Dimineața, toate emisiunile de la 1 TV. Dragii mei, rămân la... Să nu uitați, astăzi e cea mai importantă zi, chiar dacă nu v-am spus de la începutul emisiunii. Doar astăzi contează. Și cu asta o să continui de mâine dimineață. Doar astăzi contează, dragii mei. Trecutul nu poate fi schimbat, iar viitorul depinde de acțiunile noastre de astăzi. Ce vom face astăzi va influența ziua de mâine. Dacă astăzi este cea mai frumoasă zi, nu uitați să zâmbiți, să iubiți și să fiți fericiți. Nicole. Ca întotdeauna vă iubesc de la A la Z și sper să ne revedem cu bine, să auzim numai de bine. Super, super dimineața. Super, super dimineața. Super.